Folclorul moldovenesc reprezintă una din cea mai veche artă populară, fiind totodată un poem al neamului. Căci când cântă moldovenii, inimile vorbesc. Cântecul moldovenesc scoate în evidență atât caracterul, cât și temperamentul, forța și agerimea poporului. Pune în valoare înțelepciunea și umorul, dezvăluind sincer aspirațiile oamenilor. Cântecul moldovenesc a fost întotdeauna o parte integră a vieții social-culturale. Cu fiecare ocazie, cântecul și dansul au avut un rol important. Asemenea ocazii sunt zilele de sărbătoare și ritualurile din familie. Legenda ansamblului folcloric Mugurașii începe în anul 1992 și este înființat de către doamna Vera Comerzan, o doamnă împătimită de tot ce e frumos, care se bucură de stimă și respect în colectiv, în sat și printre colegii de lucru. Iar cântecul de la Vatra Stărmoșească a fost și rămâne pentru dumneaei prima și cea mai mare dragoste, acompaniator fiind regretatul domnul Spiridon. După o muncă intensivă, în anul 1994, deține titlul onorific de colectiv model. Chiar din primii ani de activitate, ansamblul s-a bucurat de succese remarcabile, participând activ la diverse evenimente culturale și înregistrări la radio. De-a lungul anilor, colectivul folcloric cu titlul onorific model a participat la numeroase festivaluri, concursuri naționale și internaționale, cum ar fi Festivalul Național Folclorul Copiilor, participând la toate trei ediții, și Festivalul Internațional din România, Trandafir de la Moldova, unde au obținut premiul mare și simpatia publicului. De fiecare dată, ansamblul folcloric Mugurașii s-au întors acasă cu premiul mare sau locul 1 și 2. Astfel, ducând faima satului, atât în țară cât și peste hotarele ei. Repertoriul ansamblului include cântece autentice din localitate, cât și cântece compuse de regretatul Spiridon Comerzan. În prezent, ansamblul folcloric cu titlul model, pe bună dreptate, este considerat carte de vizită a satului Brânzeni. Anii au trecut și azi, ansamblul folcloric Mugurașii a ajuns la frumosul jubileu 30 de ani de activitate. Să-i aplaudăm! Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, stimați absolvenți ai ansamblului folcloric, vă salut cu respect și vă spun bine ați venit în lumea cântecului. Să fiți în această seară magică alături de conducătorul artistic al ansamblului folcloric Mugurașii, doamna Vera Comerzan, și acompaniator Banar Iochim. Cu deosebit respect, salut aici și oaspeții de onoare. Bună seara și bine ați venit la sărbătoarea noastră! Domnul Pavel Casian, șef secție Cultură, Tineret și Sport Telenești. Doamna Cațe Rolesea, specialist principal secția Cultură, Tineret și Sport Telenești. Iar acum invităm primarul Comunei Brânzenii Noi, domnul Tăciuc Veceslav, cu un mesaj de salut. Toți înviat. Mă bucur să ne aflăm cu toții astăzi la aniversarea 30 de ani. O aniversare a mugurașilor care cu toții cunoaștem. Deci mugurii sunt acei care ne dau viață. Mugurii sunt acei care ne dau florile, care ne bucură și ne alină gândurile. Mugurii sunt acei care mai apoi devin rodul. Rodul care ne dă viață pe pământ. Stimați mugurași, de-a lungul anilor au trecut atâtea muguri au înflorit, căci
Mai apoi, din acești muguri au devenit alți mugurași mai tineri. Sunt o pleiadă care deja, posibil, și nu cred să mă greșesc, că nu sunt aici printre acești bravi mugurași care sunt în fața noastră, sunt copiii la acelor mugurași din anii 92. Eu vreau să aduc un cuvânt de felicitare tuturor colectivelor care ne-au dus faima acestui sat, dar îndeosebi să știți că prin mugurașii noi am dezvoltat tradițiile și obiceiului acestui sat, acestui neam. Am dus faima în toată Republica și nu numai, în Ucraina, în România. De nenumerate ori, când plecam cu regretatul domnul Spridon, mergeam în automobil, ori autobuz, pe vremea aceea, rutieră, dumnealui deja îmi spunea și care va fi premianții. De fiecare dată nu ne-am întors, mai puțin de locul 2, nu cred că dacă am mai avut mai puțin să luăm, dar cel mai bine era pentru noi simpatia publicului, care ne aduce cea mai mare, o deosebită plăcere, căci mugurașii înfloreau. Adică noi suntem mai presus decât acei care au luat un loc de frunte. Dacă am tot spus de domnul Spiridon Comerzan, aș vrea ca împreună cu dumneavoastră să menținem un minut de reculegere. Vă mulțumesc! Într-adevăr, dumnealui a fost acel care mergea prin clasă și se apropia la urechea fiecărui copil și asculta care este tempoul. Nu mai vreau eu să spun că nu sunt muzician, dar asculta darul acesta, adică are ceva copilul acesta în crânsul, merită de a fi membru al mugurașilor. Și de fiecare dată nu cred că a greșit, nu cred că a adus în rândurile mugurașilor o persoană care nu era demnă de acest colectiv. Acest colectiv, într-adevăr, a fost un colectiv care, pe parcursul anilor, și-a păstrat și-și mai păstrează titlul onorific de colectiv model. Mă bucur, stimată doamnă, vreau să vă invit în scenă și să vă aduc cele mai calde urări de sănătate. Și pentru căci, într-adevăr, dezvoltați în acești copii frumosul de votați, obiceiurile și datele strămoșești. Nu degeaba anul acesta Parlamentul Republicii Moldova în numele președintelui Igor Grosu v-a înmânat diploma de gradul 2. Această diplomă o închin nu numai la acești copilași care se află în fața dumneavoastră, dar aș vrea ca să se ridice toți acei mugurași care au, pe parcursul anilor au participat și ne-au dus vestea și faima în toată Republica Moldova. Vă rog, toți mugurașii sus! Pentru dumneavoastră această diplomă. Vă mulțumesc din suflet! Și la fine, vrem ca să vă simțiți bine alături de colectivele noastre model, alături de copilașii noștri care ne bucură, în primul rând că sunt a noștri, dar în al doilea rând căci pot și au ce arăta. Vă mulțumesc!
un mesaj de felicitare invităm șeful secției Cultură, Tineret și Sport Telenești, domnul Pavel Casian. Vreau să salut toată lumea bună și frumoasă la activitatea de astăzi, o activitate de suflet, o activitate mult așteptată pentru localitatea Brânzeni, dar deosebit pentru acest minunat colectiv, mugurașii, cei care au atins o vârstă de 30 de ani de activitate. Este o vârstă, hai să spunem, tânără, cred că au de parcurs încă mulți, mulți ani înainte, dar pe parcursul acestor ani au demonstrat maestrie, talent, activitate extraordinară acestui minunat colectiv care v-a adus faima localității Brânzeni și nu numai faima localității, dar și a raionului Telenești la diverse activități, atât de talie raională, republicană, cât și internațională. Venind de, precum a spus măria sa, domnul primar de Brânzeni, că venind de permanent și, de fapt, și doamna Diana, venind permanent cu locurile 1, locuri premiante, ceea ce au demonstrat-o pe parcursul acestor ani, că merită aceste aprecieri. Vin și eu cu felicitare către localitate, către domnul primar, cel care ori de câte ori este nevoie a susținut și cred eu că va continua și în continuare să susțină acești mugurași, că este nevoie de susținerea administrației publice de nivelul 1, dar mă închin în fața doamnei Vera, cea care a știut cum să-i ghideze acești mugurași ca pe parcurs să se schimbe. Este evident că colectivul se înnoiește an de an. Cei care au atins vârsta au plecat în lumea mare, dar nu uite, este împucurător faptul că sunt prezenți cei care au activat pe parcursul anilor aici în sală, care au fost membrii acestei formații. Regretabil faptul că, de fapt, am ținut și un minut de reculegile celui care a fost Spiridon Comerzan, care am avut o activitate extraordinară, ori de câte ori era nevoie, dumnealui a avut o activitate extraordinară. Sincer vorbind, veneam cu colega mea dinspre Telenești și vorbeam că, măi, uite, nu știu, poate că la cel de sus le trebuiește și așa oameni, că, într-adevăr, i-a luat cam într-un timp așa, repejor, Spiridon de la Brânzeni, Sava Cernolev, de la Bogzești, Tudor Popa, de la Ciolucani. Cam ăsta, vârsta care, cei care erau cei mai, din cei mai activi. Doamna Vera, mulțumim mult pentru că și în prezent duceți o muncă enormă în a ghida acești minunați artiști. Îi spun cu toate certitudinea că sunt artiști. Ori de câte ori am fost cu această formație la festivaluri, atât republicane cât și internaționale, m-am mândrit cu acești minunați mugurași. Activitate erotică în continuare le doresc și, desigur, mulțumesc mult părinților, cei care îi susține și îi acordă o atenție îndeosebit mai multiplă pentru a-i încuraja pe acești minunați copii ca să fie membrii acestei formații mugurașii.
Și, desigur, vreau să aduc și un mesaj de salut din partea administrației raionului, în frunte cu doamna președinte, cea care a avut să fie aici din pricinii obiective, nu este prezentă, dar aduce un mulțumire extraordinare pentru dumneavoastră, pentru Brânzeni, pentru formația Mugurașei, dar îndeosebi pentru conducătorul formației, Vera Comerzan. Vin și eu cu o diplomă de noblețe pentru domnul Joachim Banari, acompaniatorul formației folclorice Mugurașei, în semn de gratitudine pentru un alt profesionalism în educația artistică a tinerei generații pentru păstrarea, promovarea și valorificarea tezaurului folcloric. Cu prilejul aniversării de 30 de ani de la fondarea formației artistice cu titlul model Mugurașii. Mulțumim mult și activitate rodnică în continuare. Vin cu o diplomă de noblețe doamnei Vera Comerzan, conducătorul formației folclorice Mugurașei, în semn de apreciere pentru un alt profesionalism și educație artistică a tinerii generații pentru păstrarea, promovarea și valorificarea tezaurului folcloric cu prilejul aniversării a 30 de ani de la fondarea formației artistice, condusă cu mult drag și dăruire. Și mai avem o diplomă, se acordă ansamblului folcloric Mugurașei, conducătorul formației Vera Comerzan, în semn de apreciere și performanțe artistice și sporului în activitatea zi de zi în acestei formații. Mulțumim mult, doamna Vera, dar mulțumim mult formației Mugurașii din localitatea Brânzeni. Și ne-am gândit noi că la 30 de ani de activitate acestei formații, împreună cu colega mea care o aveți aici în preajmă, doamna Olesia, să le facem un cadou acestei formații, un album de aniversare a 30 de ani de activitate cu pozele acestui minunat colectiv pe parcursul a 30 de ani, de fapt, a activității colectivului dat, ca să aibă ca amintire la 30 de ani de activitate a acestei formații. Mulțumim mult! Și desigur, încă o dată mulțumim mult pentru activitate, mulțumim mult părinților, mulțumim mult domnului primar pentru susținere și cred eu și în continuare veți face acest gest extraordinar de apreciabil pentru dumneavoastră. Formația Mugurașei la mulți ani! Cartea de vizită a ansamblului folcloric a devenit cântecul cu titlul Mugurașii, versurile fiind compuse de însăși conducătoarea ansamblului, doamna Vera Comerzan. În scenă, ansamblul folcloric Mugurașii, în aplauzele dumneavoastră.
acasă, că noi stăm cu minți la masă. Nu doar prin programul artistic, ci și prin costumele populare recent procurate. Cu acest prilej, aducem sincere mulțumiri tuturor angajaților din administrația publică locală, care au contribuit, în special domnului primar, pentru susținere. În cadrul colectivului au crescut mai multe generații de copii din Comuna Brânzeni, care cu mare drag au păstrat și au transmis din generație în generație tradițiile frumoase ale cântecului moldovenesc. În scenă vor urca rând pe rând foști absolvenți ai ansamblului cu diverse surprize muzicale pentru voi, dragi spectatori. Cu un buchet de melodii vine în scenă Tatiana Banari, Creșciuc Tatiana, Cecan Elena și Ana Teslari. Să le întâmpinăm cu aplauze. Da, da, da.
Berliba Ana Maria, foaie verde de harbuz. O invit în scenă pe Elena Cecan să ne încânte inimile și să ne bucure sufletele prin talentul său. Cu o surpriză muzicală. Cecan Elena. Să vă dai până
blândețe, să mai fii de bătrânețe. Să vă mângâi cu blândețe, să mai fii de bătrânețe. Și să vă uitați la noi, cum o să fiți voi moi. Și să vă uitați la noi, că o să ajungeți și voi moi. Ascultăm pe fica, Dămășcan Cătălie, cu piesa Ileana, Ileana. Felicitare, o invit în scenă pe Tkaciuc Beatricea, fosta membra ansamblului. Dragi spectatori, ne-am adunat astăzi
astăzi aici pentru a sărbători 30 de ani de la înființarea ansamblului folcloric Mugurașii. Un ansamblu care a format oameni și ne-a creat zile mai bune și momente frumoase și prietenii de viață. Cei 8 ani ce marchează statutul meu de membra ansamblului folcloric Mugurașii mi-au oferit ocazia de a participa la diferite concursuri în care ansamblul nostru s-a clasat mereu pe locul de frunte și m-a făcut să îndrăgesc muzica, dansul și folclorul. Îmi amintesc și astăzi emoțiile primului concert la un concurs raional și încurajările conducătorilor de ansamblu, doamna Vera și domnul Spiridon, care a fost și fondatorul ansamblului, iar doamna Vera, care a rămas să-i continue activitatea cu succes. Vreau să le mulțumesc domnului Joachim și doamnei Vera pentru dăruința și pentru răbdarea de care au dat dovadă zi de zi pe parcursul acestor ani și nu rămâne decât să sper la longevitatea acestui proiect spre crearea tinerilor talente. Măi, pune-te să nu mă fac.
Un ansamblu folcloric Mugurașii ne-a cântat mama, iar acum ne va cânta și fica. Alexa Teslari, cu piesa Măi Vădiță Petre Măi, viitoarea membră a ansamblului folcloric. Creșciu Carina, cu piesa Grigoraș cu pălărie. Cimpoieș, conducător Banario Iachim. Iacu.
seară, Hristos a înviat. Din partea ansamblului Cimpoieș, cu aniversare 30 de ani, din partea colectivului, dorim Doamne Vieri cu Mirzan mulți ani, sănătate, bucurie, succes mai departe, cât avea putere. Vreau să mulțumesc primarului Comunii Brânzeni, domnul Vecislav Căciuc, pentru susținere. Vreau să mai mulțumesc Direcției Raionale de Cultură în frunte cu domnul Pavel Casian, doamna Olesia Cancer, care întotdeauna m-au susținut, ansamblul lui Cimpoieș, care îmi sunt alături, și nu în ultimul rând vreau să le mulțumesc la mugurașii mei, care sunt ca copiii mei, sunt niște copii frumoși, ascultători, răbdători, mă rabd, așa cum sunt eu. În schimb, când ieșim pe scenă, arătăm ce putem. Le doresc mugurașilor sănătate multă, pace, liniște sufletească, succese, noi realizări. Și le mai zic mugurașilor la mai mult și la mai mare. Succes!
mai multe generații de copii. Cu mare drag s-au păstrat și s-au transmis elevilor tradițiile frumoase ale cântecului moldovenesc și tradițiile naționale autohtone. În această perioadă de activitate s-au obținut o mulțime de titluri, dar cel mai mare premiu pentru colectiv au fost aplauzele dumneavoastră. Anume, aprecierea înaltă a spectatorilor localității natale ne-a dus la ideea de a organiza un concert pentru a reda prin cântec toată căldura și iubirea față de oamenii care au susținut Mugurașii în toți cei 30 de ani de activitate. Neamul nostru întotdeauna s-a deosebit de alte popoare prin veselia, hărnicia și ospitalitatea deosebită. Să fim mândri de neamul nostru și să păstrăm cu sfințenie datinile și obiceiurile transmise de la moși strămoși, pe care și noi avem menirea de a o transmite tinerilor generații, pentru o continuitate infinită. Aceste tradiții ne-au transmis și ansamblul folcloric de copii Mugurașii, conducător artistic Comerzan Vera, acompaniator Banario Chim. Norocul să ne oprotească, păcatul să ne ocolească, iar cântecul popular, dorul să ne-l potolească. Spre final, Mugurașii vor cânta cântecul despre satul Brânzeni, muzica fiind compusă de regretatul Comerzan Spiridon și versurile de doamna Vera Comerzan. Iar acum vreau să invit în scenă pe toți Mugurașii din sală. Mă
Mulțumim mult ansamblului folcloric Mugurașii pentru jubileul de 30 de ani și din partea administrației Casei de Cultură, torta dulce pentru copilași. Iar acum împreună rugăm să cântăm la mulți ani! Mulți ani trăiască! Fiecare parte să-i se rog. Dar pe parcurs serii ne sărutăm cu toți.